Versetul 72, psalmul 119, versetul 72, care spune așa: Mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale, decât o mie de lucruri de aur și de argint. Amin. În seara aceasta, fratele Postor mi-a spus ca să vorbesc tinerilor mai mult cei care, care ne urmăresc live și... Cred că cuvântul acesta este pentru fiecare dintre noi. Cred că cuvântul acesta ne vom regăsi fiecare în el. Știți, fiecare dintre noi, mai ales tinerii acum la început, la vreo 20 de ani, de la vreo 15, încolo în sus, fiecare dintre noi alergăm ca să căutăm fericirea, să găsim împlinirea. Știți, fiecare găsim și căutăm fericirea aceasta multe lucruri. Căutăm ca să fim împliniți, știți, să avem un job care să ne placă, căutăm ca să avem o mașină care să fie luxoasă, căutăm... Știți, și întotdeauna parcă suntem nemulțumiți de lucrurile astea. De fiecare dată, chiar dacă ai o mașină, bă, dar parcă ar merge una mai bună. Chiar dacă, nu știu, ai un telefon, parcă peste o săptămână, știi, chiar dacă e ultimul care a apărut, apare altul, bă, parcă nu mai te satisface nici telefonul ăla, știi, și parcă tot timpul sunt lucrurile astea care umblăm și alergăm după fericire și căutăm ca să ne împlinim în multe lucruri. Știți, de fiecare, un tânăr poate-și caută bă, să am o nevastă care să fie, nu știu cum, știți, cauți o mașină, cauți o casă, cauți un job, cauți... Multe lucruri și cauți pur și simplu fericirea. De aici versetul ăsta pentru mine a fost ceva, ceva fain care spune așa mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale decât o mie de lucruri de aur și de argint. Acum vreau ca să vă imaginați în felul următor. Chiar dacă ești poate pe canapia acum și voi care sunteți aici la biserică, imaginați-vă că toate lucrurile acestea care ne înconjoară sunt de aur. Gândiți-vă că tot ce ai este de aur, este de argint, sunt cele mai scumpe lucruri pe care tu le poți avea în viață. Gândește-te la lucrul acesta, că totul, tot ce ai este cel mai scump, cel mai tare. Și uite-te în jurul tău, uite-te la canapeaua aia, poate e cu fir de aur, te gândești tu la cea mai tare, cele mai tare lucruri din casa ta, sunt cele mai scumpe și cele mai de valoare. Cât de împlinit ești? Cât de împlinit ai fi dacă totul ar fi așa cum ți-ai imagina? Oare cât de împlinit ai fi? Știți, te uiți în jurul tău, bă, am și aia, am și aia, bă, și... Bă, parcă tot așa sunt, tot ăla sunt. Chiar dacă am cele mai tari, bă, tot are, mă, că nu-i nu nimic... Ceva atare în chestia asta. Dar noi, în umblarea noastră, tot le căutăm pe alea, știi? Tot ca, ba atunci o să fiu foarte fericit, atunci o să fiu împlinit și până la urmă nu ești. Până la urmă nu ești. Uitați-vă la oameni care sunt celebri, care au faimă, au bani, au tot ce vor și ajung la un moment dat în care ajung ca să se drogheze doar ca să fie fericiți pentru moment. Și până la urmă ajung ca să se sinucidă. Cât de, cât de îngrozitor este lucrul ăsta. Știți, și noi, ca și oameni, cel puțin ca și tineri, căutăm mult lucrul ăsta, ca să fim văzuți în față, ca să fim cei mai tari, să se uite toată lumea după noi, să zică, ma, ce mașină are ăla. Știți? Și mă uit la eclesiastru care, care spunea el, el le a avut pe toate. Au avut, au avut tot ce și-a dorit inima, a spus el. Au avut tot ce și-au dorit. Dacă a fost ceva care... Deci tot au avut omul ăla. Și-au zis, totul este goană de pământ. Totul este deșertăciune. Și atunci... Aici lucrul ăsta spune, mai mult prețuiește pentru mine legea gurii tale, decât o mie de lucruri de aur și de argint. Spunea așa versetul 14, când urmez învățăturile tale, mă bucur de a-și avea toate comorile. Știți, cuvântul lui Dumnezeu, și asta vreau ca să fie mesajul meu, totul se îndreaptă spre cuvântul lui Dumnezeu și pe, spre Isus Hristos. Pentru că viața aceasta, și că ai și că n-ai, și că nu știu ce s-ar întâmpla, Isus Hristos ne-a lăsat cuvântul ăsta care face minuni încă. Spune, spune aici un, un, un verset care spune așa. Îmi plânge sufletul de durere. Ridică-mă după cuvântul tău. Știți de fiecare dată, poate în viața mea și cred că și voi, de fiecare dată când ați citit Biblia, de multe ori Dumnezeu v-a încurajat. De multe ori când ai citit Biblia și poate ai avut o zi proastă, parcă ceva nu ți-o mers, ți mers bine și te apropii de Biblie și parcă Dumnezeu îți vorbește. Și parcă nu-ți mai trebuie absolut nimic, că te găsești, îți dă pacea aia, îți dă liniștea aia, îți dă siguranța aia. Știi, nu știu cum ți viața ta, nu știu cum, 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 ai tu experiența cu cuvântul lui Dumnezeu, dar eu de fiecare dată când mă apropiam de Biblie, băi, de fiecare. Și dacă am avut cea mai proastă zi, mă apropiam de Biblie și Dumnezeu parcă îmi dădea o liniște, îmi dădea pace, îmi, mă, îmi oferea încredere. Că și Dumnezeu ceea ce El spune este adevărat. Știți, spunea aici un, 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 un verset, mai vreau ca să citesc din, din Filipeni, care îl spunea Pavel, din Filipeni, capitolul 3, începând cu versetul 7. Spune așa, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos, ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Spunea și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferinței Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui. Spunea ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea la învierea din morți. Și continuă lucrul acesta. De data aceasta vreau ca să facem o rugăciune și să venim Înaintea lui Dumnezeu. Știți, de atâtea ori, nu știu cât de mult Îl cunoști pe Dumnezeu, nu știu cât de mult ai ce relație ai tu cu El. Dar de fiecare dată când vin înaintea Lui Dumnezeu, îmi dă pace, îmi oferă încredere. Dumnezeu, când, când vin și mă apropiu de cuvântul Lui Dumnezeu, se atinge de mine, știți? Și parcă las toate lucrurile, mă gândesc, nu mă mai gândesc la ce zi am avut nasoală la lucru, nu mă mai gândesc că poate am zgâriea mașina, nu mă mai gândesc că mi-a spart telefonul, nu mă mai gândesc la multe și la multe lucruri. Pentru că Dumnezeu ne oferă pacea aia. Dumnezeu se atinge de noi prin cuvântul Lui. Dumnezeu se atinge și vreau ca noi, ca viața noastră să fie schimbată. Vreau ca tinerețea noastră, ca umblarea noastră să, să nu mai umblăm așa ca nebunii după lucrurile astea. Să nu mai umblăm ca și nebunii de dimineață până seara și acum vezi că acum ai timp toată ziua ca să te gândești la ele și parcă... Dacă ai avea toți banii, ce ai face? Am toți și că-s bogați și că săraci toți stau în casă, toți aceeași treabă. Știți, acum, acum te face ca să realizezi, bă, până la urmă, ce sunt banii? Ce sunt ca să deții ceva în comparație cu Hristos? Când îl ai pe Hristos, ai fericirea aia, ai împlinirea aia. Când îl cunoști pe Hristos și îl ai pe Hristos în viața ta, pe Dumnezeu, nu-ți mai trebuie altceva. Nu-ți mai vine ca să umbli ca și nebunul după toate lucrurile. Că știi că toate vor pieri, toate se vor duce odată și odată. Dar relația ta cu Dumnezeu, împlinirea aia că îl ai pe Hristos, că ești mântuit, că ești salvat, spunea că El, El și-a dat viața pentru noi, pentru păcatele noastre. Și noi Parcă de atâtea ori, nu-l băgăm în seamă de atâtea ori. Parcă nu ne mai facem timp ca să citim Biblia. Ca să spunea aici, în, în capitolul ăsta, versetul 18, spunea: Deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Și asta vreau ca să fie rugăciunea noastră. Să-i spunem Domnului, Doamne, de fiecare dată când mă apropii de Scriptura Ta, mă apropii de Tine. Doamne, deschide ochii ca să văd, deschide ochii ca să văd promisiunile Tale, deschide ochii, Doamne, ca să văd că Și Tu ești aici, deschide ochii, Domnul meu, ca să văd lucrurile diferit. Doamne, vreau ca să Te cunosc pe Tine într-un mod mult mai personal, într-un mod mult mai diferit de cum e acum. Căci acum parcă, parcă, da, suntem creștini, venim la biserică, ne rugăm, plecăm acasă și am uitat toată creștinismul, tot ce suntem, că mergem la lucru și gata tot. Știți, creștinismul parcă din ziua de azi, parcă e doar la biserică. Și nu mai e autentic, nu mai e relația aia cu Dumnezeu, nu mai e dragostea aia cu comunicarea aia. Știți, vreau ca în seara aceasta să ne rugăm, Doamne, deschide-mi ochii. Deschide-mi ochii ca să văd, Doamne, ceea ce Tu ai pentru mine, să văd, Doamne, iubirea Ta, să văd dragostea Ta. Vreau ca să Te cunosc mai mult. Vreau să Te cunosc cu adevărat. Nu vreau ca să, Cum spunea aici, nu cei care spun, Doamne, Doamne, nu, nu, doar ritualurile alea, nu doar ritualul alea ca să fie, ce noi, părtășia noastră cu Hristos, să fie ceva autentic să primești din El iubirea Lui, să primești ceea ce El îți oferă. Haideți să ne ridicăm în picioare, haideți să și voi acasă care sunteți, închide ochii, pleacă capul și spune Domnului, Doamne, deschide-mi ochii, Doamne, ca să văd diferit, Doamne. Vreau ca să te văd, Doamne, pe Tine, Doamne, dincolo, Doamne, de tot dincolo de, de tot ce am, Doamne, că totul este goană după vânt, Doamne, ajută-mă ca să te văd pe tine cu adevărat, deschide-mi ochii, Doamne, ca să, ca, să, ca să spune aici, lu, ca să văd lucrările minunate ale legitale. Deschidem deschide-mi ochii, Doamne, deschide-mi ochii, deschide-mi inima, Doamne, ca să te cunosc cu adevărat, știți, Poate vă uitați la mine și zici, bă, ce-i cu tânărul ăsta, ce îmi vorbește, ce îmi spune aici. Știți, dar m-am gândit, bă, adevărul e adevăr. Oricine le-ar spune că e un tânăr, că e un copil, că e unul de pe stradă, adevărul rămâne adevăr. Oricine l-ar spune, oricine ar fi omul ăla care ți-l spune, adevărul rămâne adevăr. De atâtea ori parcă avem tentația ca să ne uităm la cine e în fața noastră și ca să judecăm. Dar ia adevărul ăla din care îl spune că ăla rămâne adevăr. Și dacă trăiește ăla cum trăiește și dacă știi despre ăla mai multe lucruri, adevărul ăla rămâne adevăr. Scriptura rămâne tot scriptură. Ăla este adevărul absolut. Hai să venim înaintea lui, haide să ne închinăm înaintea lui și să-i spui, Doamne, deschide-mi ochii, Tată. Amin.